Alfa Omega, lumina întunericului. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Împreună răspândim lumină. Astăzi despre primul proiect al lucrării de media creștină Alfa Omega TV, acela de distribuire de programe creștine prin stații comerciale din România. Un proiect început în 1994, care continuă de atunci încoace și prin care Dumnezeu ne-a îngăduit, ne-a permis să distribuim conținut creștin, programe creștine prin numeroase stații de televiziune din întreaga țară. A început un scurt reportaj despre cum a început și cum se derulează în prezent acest proiect. După 1990 s-au lansat în România numeroase canale de televiziune locale sau regionale urmărite îndelung de români. Însă programele difuzate prezintă intens violență, sexualitate și vești negative. Este nevoie de o alternativă curată în acest mediu foarte folosit de români pentru a duce lumina Evangheliei în casele lor. Cu mult înainte de a apărea canalul Alfa Omega TV cu emisie permanentă, din 1994 și până azi, distribuim lunar programe creștine la stații comerciale nereligioase din întreaga țară. Este un proiect media inedit de evangelizare și răspândirea valorilor creștine la nivelul Europei. Programele Alfa Omega TV pot fi urmărite astfel de creștini sau de persoane necredincioase, care altfel nu ar avea acces la programe curate sau nu s-ar uita la canale creștine. Am început proiectul în 1994, pornind de la puțin, cu câteva programe traduse și trimise la o mână de stații, dar în timp colaborarea s-a adâncit. Alături de partenerii noștri, an după an am străbătut țara, vizitând numeroase stații TV locale și regionale care au apărut la vremea aceea în România pentru a prezenta acest proiect. De-a lungul timpului am trimis programe creștine la stații TV diverse, cu emisie în eter sau prin satelit, prin platforme IPTV, prin cablu cu impact local sau cu acoperire zonală ori națională. În prezent, peste 30 de stații locale și regionale nereligioase din România și Republica Moldova beneficiază de programe de la Alfa Omega TV. Cu multe din aceste televiziuni colaborăm de 10-20 de ani. O televiziune regională este urmărită zilnic de aproximativ 10% din populația orașului sau județului respectiv. Programele de la Alfa Omega TV sunt adesea difuzate în prime time. Distribuim în medie 20 de ore lunar de programe creștine, filme, documentare, desene animate, știri, mărturii și talk show-uri. Toate programele noastre prezintă aspecte felurite ale Bibliei, ale vieții spirituale, reflectă realități din România de azi, din perspectiva contemporană. Prin programele creștine distribuite prin stații TV comerciale nereligioase, Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la oameni care nu ar urmări niciodată un canal creștin. Pentru a trimite aceste programe creștine în fiecare lună, echipa noastră lucrează cam o săptămână pentru a menține contactul permanent cu toate stațiile TV partenere și a le pregăti și trimite programele. De peste 25 de ani, acest proiect este susținut cu credincioșie, meticulozitate și dedicare datorită impactului bun pe care îl are asupra telespectatorilor și al încrederii construite între Alfa Omega TV și televiziunile partenere. Am urmărit împreună un reportaj despre proiectul nostru prin care furnizăm din 1994 programe creștine prin stații de televiziune comerciale, locale și regionale din întreaga țară. A fost un parcurs lung de 26 de ani, început în acele vremuri prin distribuția de programe pe casete VHS, după aceea prin DVD-uri, iar acum prin mijloace moderne oferite de tehnologiile FTP online. O muncă pe care o facem lună de lună împreună cu colegii noștri, prin care programe, documentare, filme ajung la stații locale de televiziune și de aici prin emisie în zone locale, în diverse colțuri ale României. Un proiect drag nou cu care am început, am crescut împreună cu acest proiect. Timp de 12 ani a fost cel mai important proiect al nostru, până când în 2006 am lăsat canalul de televiziune Alfa Omega TV. Și acum câteva statistici legate de acest proiect, cu date specifice despre ceea ce facem noi acum, date culese de la diverse stații cu care colaborăm. Alfa Omega TV furnizează programe creștine la peste 30 de stații comerciale seculare din România. O stație comercială regională acoperă aproximativ 10% din populația orașului sau județului respectiv.
Fiecare stație afiliată i-am trimis în medie 20 de ore de programe creștine lunar. Filmele, desenele, documentarele, emisiunile și știrile creștine de la Alfa Omega sunt programate adesea în prime time. Audiența media televiziunii partenere Nașul TV, care difuzează programe de la Alfa Omega TV, este de 1842 de persoane. Audiența media televiziunii partenere 1 TV Piatra Neamț este de 10% din populația județului Neamț. Audiența medie a televiziunii partenere TV Sud-Est este de 1051 de persoane. Audiența medie a televiziunii partenere Inedit TV este de 579 de persoane. Audiența medie a televiziunii partenere Eveniment TV este de 10% din populația județului Sibiu. Mulțumim Domnului că în aceste vremuri dificile, cu multe restricții, continuăm an de an acest proiect fără nicio întârziere sau modificare. Mi-aduc aminte că în anii 94, 95, 96, la începuturile acestui proiect și la începuturile lucrării Alfa Omega TV, acest prim proiect al lucrării Alfa Omega TV a presupus călătorii în România, a presupus un efort logistic, un efort deosebit pentru noi. Nu l-am înțeles prea mult, dar am urmat, zic eu, îndemnul Domnului de a realiza contacte, conexiuni, legături cu directori de televiziuni locale, comerciale din întreaga țară. Alături de mine au fost doi prieteni și mentori spirituali în același timp, care ne-au asistat și pe mine personal în începuturile mele de credință și lucrarea Alfa Omega. A fost Walter Cast din Elveția și Gili Indrie, amândoi conectați într-un fel sau altul cu lucrarea Campus Crusade for Christ. Cu ajutorul Domnului și al lor, am reușit să extindem an după an lista de orașe de televiziuni locale, comerciale din România, care au preluat programe, emisiuni de la Alfa Omega TV. We established a media ministry among the umbrella of Campus Crusade for Christ. It was called New Life Network. It was a television agency. And we tried to place interesting programs to secular TV stations. And one day I got an email from a person called Tudor Petan from Romania. And he wrote to me on this email that he wants to have every program which are available in our company. So I was a little bit suspicious and I grabbed the telephone, because on the email it was a telephone number, and I said to this person, I would like to know you a little bit better, because how did it come that you want to order every program which is available in our company? And then he said, you know, I'm a businessman, I have a company, we are selling hardware for cable companies in Romania. And since I became a Christian, I want to sell not only the hardware, but also the software. So I need programs. Please help us. So I knew in my heart, I have to go to Romania to meet this person. And this was the reason I planned a trip to Romania and get to know Tudor here in Timișoara. Primul lucru care l-am făcut după ce ne-am cunoscut a fost ideea de a clădi relațiile cu șefii stațiilor de televiziune locală. Și atunci asta a presupus vizite sau, dacă vreți, călătorii misionare. Vizita la locul de muncă, întâlnirea cu ei, timp petrecut împreună cu ei. Cred că asta a contat foarte mult. Să cunoști oamenii în mod personal. Chiar dacă asta a implicat timp mult, deplasări, aparent fără rezultate imediate, dar au pus bazele unei relații și a unei colaborări pe termen mediu și lung. Apoi, un alt lucru interesant legat de strategie, de ce să abordezi aceste stații și să continui să faci să colaborezi cu ele pe termen mediu și lung.
chiar dacă nu au o arie atât de mare de influență cum au acum canalele media, YouTube-ul sau altele, este acea strategie pe care o numesc eu blană de leopard. Fiecare stație este mică ca și acoperire când te gândești la scară națională. Dar când pui stație lângă stație și aduni, observi că e împânzită toată țara. Și atunci, prin faptul că s-a creat, și aici iar a fost o strategie inspirată, zic eu, că era foarte greu la începutul să cumpere timp de emisie. Foarte scump și nu erau bani. Și atunci a venit ideea asta de barter. Îmi dai timp de emisie? Eu îți dau conținut. Și faptul că am avut conținut bun, conținut curat, pe diferite domenii, inclusiv ceea ce se numea divertisment curat, a fost o treabă foarte faină. Pentru că s-a putut ajunge cu un conținut creștin, clar, cu valori creștine, foarte bine definite și de foarte bună calitate. Asta mi se pare mie unul din lucrurile foarte tare. Pentru că în felul ăsta erau irezistibile pentru canalele, pentru stațiile de televiziune. Documentare, filme cu conținut curat, cu valori creștine, de foarte bună calitate. Era greu de refuzat. Și în ideea asta, barterul a fost o soluție prin care să poți ajungi la inima oamenilor, în casele oamenilor, fără să plătești nimic. E o muncă decenușăreasă, nu extraordinară, dar făcută în mod constant, făcută cu credincioșie, făcută cu pași mici și cu bucăți mici, s-a ajuns în așa fel încât în toată țara, prin această pânză de stații locale, să se răspândească lumina aproape în toată țara. Alfa Omega. Gili Indrie și Walter Cass, doi oameni deosebiți care au fost alături de noi în momentele în care Dumnezeu, prin ei și prin noi, au pus bazele acestui proiect care continuă și astăzi. Dacă vrei să fii și tu parte din această lucrare, o poți face în primul rând prin rugăciune. Avem nevoie de călăuzire, discernământ, în selectarea programelor pe care le dăm. Avem nevoie de rugăciune ca oamenii să privească, să fie atinși în orașe, în localitățile unde primesc aceste programe, să fie atinși, schimbați, transformați. Încă de la început de acest proiect s-a ocupat colega noastră Cristina Suciu, care a coordonat relația cu stații locale de televiziune din România. Cristina Suciu, care este unul dintre cei mai vechi membri a echipei Alfa Omega, a slujit cu credincioșie în această lucrare, continuând și acum să păstreze relația cu stațiile locale și să distribuie lună de lună programe către acestea. După 1990, datorită faptului că în perioada dinainte de Revoluție au fost ani de întuneric, ca să zic așa, adică lipsă totală de programe TV sau de informații, a fost o adevărată explozie de stații TV. S-au înființat foarte multe stații în diverse locuri din țară. Având în vedere că programele de televiziune sunt relativ scumpe, la stații de televiziune apărute destul de repede și cu fonduri mai mici, aveau nevoie de programe. Aceste stații aveau nevoie de programe. Alfa Omega TV, care pe vremea aceea, deci după 1990, era doar furnizor de conținut, adică putea să distribuie programe la stații de televiziune, a găsit un mediu propice pentru a distribui aceste programe. Cu multe din aceste stații colaborăm de foarte mult timp, încă din 1994. Deja nu mai suntem colaboratori, suntem doar deja prieteni. Țin minte că după Revoluție, nu numai în Timișoara, și în alte locuri din țară, în București sau în alte orașe mai mari, se striga există Dumnezeu. Nu știu dacă era chiar doar o lozincă sau aveau într-adevăr o asemenea credință. Dar Alfa Omega și-a propus să contribuie la ridicarea spirituală a poporului român. Să arate că, într-adevăr, Dumnezeu există. Și nu există doar pe hârtie sau doar în biserică. Că Dumnezeu există și este viu. Este viu și lucrează și astăzi. Alfa Omega și-a propus să arate și nu numai românilor, să arate tuturor, și în Europa și în alte, prin mediile online prin care poate să distribuie programele noastre, să arate că Dumnezeu există și astăzi și că poate să facă miracole.
Tocmai de aceea Alfa Omega face misiune prin media și a propus acest lucru. Ce înseamnă misiune prin media? Acest lucru, evangelizarea, aducerea Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare casă. Astea fac programele de la Alfa Omega. Aduc Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare casă. Avem seminarii, avem mărturii, avem filme cu tentă creștină, care toate ne demonstrează că Dumnezeu există, așa cum se strigă la Revoluție. Proiectul acesta cu distribuirea programelor către stațiile de televiziune, pentru mine personal, este un proiect de suflet. Sincer să fiu, nu m-am ocupat doar cu acest proiect, dar a rămas unul dintre cele mai frumoase din activitatea mea. Oricum este o activitate din 1994. Mi-a plăcut și continuă să-mi placă, pentru că, așa cum spunea colaboratoarea noastră sau prietena mea de la Bana TV, mi-am făcut prieteni predirectorii de stații, chiar dacă nu ne-am întâlnit și nu i-am văzut. Învăț de la ei, mă bucur că sunt colaboratori cu noi și îmi place să știu că programele noastre ajung la multă lume, ajung la telespectatori, ajung în locuri în care și în comunități în care poate noi nu aveam acces sau poate că canalul Alfa Omega nu este văzut, nu se vede. Nu știm impactul programelor noastre sau acestui proiect, dar are un impact. În inima mea sunt convinsă de acest lucru și nu știu dacă l-aș lăsa, dacă aș putea să renunț la el sau să nu mai fie proiectul acesta. Alfa Omega. Au fost câteva opinii ale colegii noastre Cristina Susiu, cea care de la început coordonează proiectul acesta de distribuție programe creștine către stații locale și regionale din România. Ne bucurăm că în toți acești ani relațiile bune s-au păstrat cu numeroase stații de televiziune comerciale din România. Una din aceste stații este și Bana TV, o stație cu sediul în Reșița, care impactează largi comunități din județul Caraș-Severin. De curând am făcut o vizită acolo și ne-am bucurat să regăsim prieteni, conexiuni, oameni care cu bucurie preiau programe de la Alfa Omega TV și le difuzează prin grila lor de program zilnică. Deși inginer de profesie, Cornelia Dunăreanu și-a început cariera în televiziune în 1995. Din anul 1997 până în 2005 a condus studioul din Reșița al firmei de cablu Terasat. În momentul în care aceasta s-a închis, doamna Cornelia, susținută de soțul ei, a deschis televiziunea regională Banat TV. În 2005 ne-am trezit că Reșița nu mai avea un studio de televiziune pentru că peste noapte se închisese. Și mi s-a părut că e o misiune pe care trebuie să o duc la capăt. L-am chemat frumos pe soțul meu și am spus singură, nu pot să fac lucrul ăsta, mă pricepeam editorial, dar era foarte complicat financiar și administrativ și atunci aveam nevoie de cineva, în el aveam cea mai mare încredere și și-a asumat lucrul ăsta și a dat demisia de unde lucra la Consiliul Județean, Caraș-Severin, a demisionat și am pornit împreună la drum în anul 2005, fără echipamente, cu unele foarte vechi, pentru că nu se mai investise în studio de televiziune local, cu o echipă mai mică, pentru că nu ne permiteam mai mult, am continuat să ținem o grilă cu care cetățenii din Caraș-Severin, din Reșița în acel moment și Caransebeș și Valea Bistrei. Ne vedeam doar în Reșița, Caransebeș și în Valea Bistrei la acel moment, anul 2005, am plecat la drum. Am început să ne vedem și pe alte zone, pe alte rețele de cablu, să creștem, să schimbăm echipamentele. Am scris două proiecte cu finanțare europeană de câte 200.000 de euro fiecare. Ne-am făcut un sediu al nostru, așa cum am considerat noi, că este necesar pentru a informa publicul din Caraș-Severin. Și cred eu că din anul 2005 și până acum, de peste 15 ani, suntem cea mai constantă, credibilă și importantă sursă media din Caraș-Severin. Încă de la început au văzut în Alfa Omega o sursă de valoare, remarcându-se prin calitatea și diversitatea materialelor realizate. Colaborăm de peste 15 ani și cu Alfa Omega, iar zilnic avem documentare, avem emisiuni, lunea și vinerea, avem Calea, Adevărul și Viața, de la ora 16, luni și vineri, avem această emisiune care a intrat în conștiința publicului. Avem Apapun Creștin, informații pe care ni le furnizați dumneavoastră.
Pe lângă filmele, documentarele, emisiunile furnizate de Alfa Omega, Cornelia Dunăreanu apreciază conținutul curat și educativ al programelor pentru copii. Avem seriale pentru copii pe care le primim, cartea cărților, iarăși de la ora 16, marți, miercuri și joi, în fiecare zi, deci marți, miercuri și joi, cartea cărților și alte seriale pentru copii. Este atâta nevoie de educația copilor, este atâta nevoie să le oferim și altceva, să le oferim alternative față de programele clasice de desene animate, în care ei sunt convinsă că părinții într-o lume nebună, cum este aceasta în care trăim, și într-o lume în care părinții aleargă să le asigure materialul necesar din viața lor și au treabă și se duc la 7 joburi sau se duc în străinătate și rămân cu bunicii și stau bieții copii în fața televizorului, cartea cărților înseamnă extraordinar de mult și toate serialele pentru copii pe care Alfa Omega ni le-a transmis și pe care noi le difuzăm. Un alt motiv pentru care televiziunea regională Banat TV a ales să colaboreze cu Alfa Omega sunt valorile comune pe care le promovăm. Este o mare diferență între posturi generaliste care creează show cu mulți bani, posturi naționale sau dumneavoastră. Chiar promovați valorile. Și vă respect pentru asta. Alfa Omega. Dacă Domnul vă călăuzește, puteți să fiți parte din acest proiect și din punct de vedere financiar. Știm că 10 euro pe lună acoperă costurile administrative, logistice pentru a acoperi colaborarea cu o stație TV comercială din România. Fii și tu parte. Roagă-te pentru acest proiect, donează. Asemenea, celor de la Banat TV, Dumnezeu a îngăduit să păstrăm relații deosebite de 25 de ani, relații care au crescut an de an, care s-au dezvoltat, care s-au întărit cu stații locale de televiziune din întreaga țară. Filme, documentare, programe pentru copii, programe muzicale au fost săptămână de săptămână, lună de lună, în grile de programe ale acestor stații locale. Vrem să inserăm în continuare câteva opinii de la aceleași doi prieteni care au fost alături de noi în umblările pe care le-am avut prin țară în vreme de început, Walter și Gili. Ei remarcă, așa cum își aduc aminte, de modul cum Dumnezeu încet, încet ne-a călăuzit, ne-a făcut să îmbinăm partea managerială, administrativă, partea de business, să zic așa, de distribuție, cu o călăuzire specială de la Domnul pe care am căutat-o încă de la începutul lucrării Alfa Omega. Walter și Gili cu câteva comentarii de suflet pentru noi și pentru dumneavoastră. Am văzut acest spirit vizionar și expansiv. Adică, ok, ne facem treaba, dar nu ne limităm la atâta. Dacă putem, vom ieși în afară și vom face și altceva. Deci un aspect care m-a uimit, cred că de la început, asta a fost una din lucrurile care a fost o uimire plăcută, o surpriză, a fost cât de mult se îmbina lucrarea Alfa Omega cu spiritualitatea. Care Dumnezeu intervenea, ok, faceți asta, nu faceți asta. Lucrul ăsta l-am văzut la foarte puțini antreprenori creștini. Foarte puțini îmbinau atât de puternic lucrarea cu spiritualitatea, cu umblarea cu Dumnezeu. Ori asta a fost unul din lucrurile faine, surprinzătoare, care le-am văzut și a rămas o constantă în lucrare, în lucrarea Alfa Omega. E foarte interesant că e și numită lucrarea Alfa Omega. Însăși, prin terminologie, ți se comunică, pentru cine înțelege și poate decripta, că nu este doar un business. În spatele lui, în el, prin el, deasupra lui, pe lângă el, pe sub el, este o misiune pe care Dumnezeu le-a încredințat-o, este încredințată de a răspândi lumina în casele oamenilor. I just would like to say, plant your seed in this ministry and it will grow and not only be a blessing to Alpha Omega, but a blessing to your life. Because it's a kingdom principle. If you plant a seed, it will grow and it will bless others. So bless Alpha Omega with your contribution. It can be a prayer, it can be financially, it can be that you help in any way Alpha Omega, but it's a ministry which God will use to bless Romania. Alpha Omega.
Am urmărit împreună această emisiune informații, cifre, statistici, opinii despre acest proiect început de noi în urmă cu 26 de ani și continuat cu ajutorul unor prieteni dragi și al lui Dumnezeu pe parcursul întregii acestei perioade. La început, eu să fiu, am privit cu ochi de om de afaceri această lucrare. Eram la începutul acestei lucrări implicat în activități de tip business, dar iată că încet, încet Dumnezeu ne-a eliberat de alte presiuni, de alte provocări și ne-am focalizat pe lucrarea Domnului. Am crescut împreună cu această lucrare și am început să prețuim modul în care Dumnezeu folosește distribuția de programă prin stații seculare, poate altfel decât am făcut-o la început. La aproape 10 ani după începutul acestui proiect, am fost foarte bucuros, surprins ca într-o întâlnire mai largă cu oameni de media creștină de întreaga lume să primim chiar o recunoaștere pentru modul în care Dumnezeu folosește Alfa Omega, folosește acest procedeu, această metodă unică, poate, la acea vreme, chiar și acum, în media creștină, din întreaga lume, prin a distribui programe creștine prin canale de televiziune comerciale seculare. Cred că este o onoare, o oportunitate, o favoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă ca Alfa Omega și nouă ca români aici, în această țară. Cu doar 10 euro pe lună poți și tu susține distribuirea și difuzarea de programe creștine pe o stație de televiziune locală sau regională din România. Prin această sumă mică, zeci, chiar sute de mii de oameni din raza localității în care aceste canale de televiziune nereligioase emit pot auzi cuvântul lui Dumnezeu. Implică-te și tu alături de noi, roagă-te, donează! Alfa Omega.